confirmă al treilea caz de variola maimuței confirmat în București și în România. Sunt trei cazuri în total. Cristina Ștefan vine chiar acum cu toate informațiile. Cristina, te ascultăm. Bună ziua, Nadina, bun găsit, doamnelor și domnilor. Ultimul bărbat descoperit cu variola maimuței are 31 de ani și s-a prezentat ieri la un spital din capitală. Acesta a prezentat însă simptome încă din data de 10 iunie, însă este important să spunem că starea de sănătate a acestui pacient este una bună, însă atenție, a rămas internat. Cei de la Ministerul Sănătății ne-au spus că nu are istorică de călătorie, iar cea mai mare teamă a medicilor în momentul de față este că s-ar putea ajunge la transmitere comunitară. Iată că în acest moment în țara noastră avem 3 români confirmați cu variola maimuței. De primul pacient știm că a intrat în contact cu o persoană care călătorise recent în Europa, în țări unde sunt numeroase cazuri cu variola maimuței, însă despre ceilalți 2 pacienți nu se știe cu exactitate cum s-ar fi îmbolnăvit. În țara noastră vor ajunge în curând vaccinul împotriva variolei. Nu a anunțat momentan Ministerul Sănătății. Mulțumesc, Cristina.